acest lucru. În schimb, mă preocupă altceva. Suntem într-o Europa care încă nu e unită și nu are reguli comune. Am venit aici ca să susțin demersul ca, indiferent de președinție olandeză în viitor, sau indiferent de preocupările majore care sunt la nivelul comisiilor, comitetelor, Parlamentul European, să trag un semnal de alarmă că dacă nu se face o politică unitară, cel puțin în Europa, riscăm ca în continuare să ne uităm strâmb unii la alții.